venit. Mulțumim că ați dat curs invitației noastre. 8 aprilie, Ziua Internațională a Romilor. Credeam că mă aud așa fără microfon. Se sărbătorește în fiecare an, la începutul lunii aprilie, ideea de a marca o astfel de zi. Primăvara a luat naștere în 1971 la primul congres internațional al romilor desfășurat la Londra. Atunci s-a luat decizia ca 8 aprilie să devină Ziua Internațională a Romilor din întreaga lume. Tot atunci a fost adoptat ca imn internațional al romilor cântecul Gelem Gelem al cântăreței Olivera Vuco din coloana sonoră a filmului Iugoslav Am întâlnit și țigani fericiți. În anul 1967 fiind adoptat și steagul internațional al romilor. În mijloc este o roată cu sfințe, simbolizând pe de o parte soarta, succesiunea vieților, iar pe de altă parte viața de nomazi în relațiile cu spațiul original al IPA. Ziua de 8 aprilie a fost declarată oficial după 20 de ani la cel de-al 4-lea Congres Mondial al Uniunii Internaționale a Romilor din aprilie 1990, care a avut loc în localitatea Serov din Polonia. Comisia Lingvistică a Uniunii Internaționale a Romilor a oficializat atunci alfabetul standardizat al limbii române. În prezent, în prezența unui observator al UNESCO, decizia a fost semnată de 17 specialiști în domeniu din diferite țări. Mai trebuie amintit că în anul 2002, pe 8 aprilie, s-a sărbătorit jubileul milenar, reprezentând 1000 de ani de atestare a prezenței romilor în Europa. Cu acest prilej, în numeroase țări, de pe tot continentul, s-a desfășurat ceremonia râurilor, flori și lumânări aprinse au fost purtate pe apele curgătoare, în memoria strămoșilor care, în urmă cu un mileniu, au început drumul către Europa și alte continente. Un mesaj pentru pace și unitatea romilor de pretutindeni. Rămâne să vă zic la mulți ani romilor de pretutindeni, but, bel și anglie romane.